sunt un set de decizii ale Consiliului care nu au fost realizate sau nu au fost realizate integral sau termenul cărora a expirat și nu avem niciun răspuns la aceste decizii. În aceste decizii sunt sarcini pe care noi anticipativ le-am pus în fața conducerii companiei, pornind la ideea cum ar trebui să arate programele unei companii publice, și am propus emisiuni, magazin agricol și magazin economic, privind atingerea nivelului de 50% de materiale de programe de actualități din afara municipiului Chișinău, deci se reflectă activitatea ce se produce în Republică, și altele. Nu avem încă niciun răspuns. Pe de o parte, Parlamentul ne obligă să insistăm asupra îndeplinirii propriilor decizii, pe de altă parte, noi nu avem răspunsul la aceste decizii, încălcându-se legea organică, deci codul audiovizualului. De vreme ce eu am văzut neexecutate cerințe din 2023, da? Noi suntem în 2024, noi nu vorbim că azi trebuia să primim o informație, în 22. Dar noi vorbim de anul trecut, nu s-au făcut chestii de anul trecut. Și am dat 3 luni la dispoziție să facă 2 emisiuni care sunt în caietul de sarcini. Sigur. Și acum o să vină iar fotbalul și vacanța de vară și iar rămânem fără caietul de sarcini. Și problema nu este a noastră, dar problema ar putea să devină a conducerii companiei, pot spune așa oficial, pentru că suntem online. Și a noastră? Pentru că s-ar putea întâmpla ca să nu aprobăm raportul privind îndeplinirea caietului de sarcini în lipsa emisiunilor care nu s-au făcut. În 3 luni, o emisiune agrară sau una economică poți să o faci. Nu este complicat. Că avem alte emisiuni care nu se merită să fie arătate la Moldova 1 în genere. Mai mult ca atât, sunt unele subiecte care au fost de rezonanță publică, să spunem așa. Au fost și aceleași scenarii și aceleași cheltuieli pentru Revelion și multe alte chestii care noi până acum solicităm informații și nu obținem această informație. Eu sunt obligat să prezint doamnei Răileanu din Comisia Mass Media o informație despre cheltuielile de la Revelion. Încă documentul definitiv nu mi l-a prezentat nici doamna director financiar, nici domnul director general. În baza cărui ordin, în baza căror tarife s-au făcut aceste plăți. Și chestia e serioasă. Și ei trebuie să înțeleagă treaba asta. Când închei un contract din bani publici, ai o limită. Parcă mi se pare că este redundantă cererea unei explicații, pentru că noi am cerut explicații. Sigur. Deci noi cerem explicații la cerința noastră de explicații. Care n-a fost luată în seamă. Care n-a fost luată în seamă. Eu cred că noi trebuie să facem o avertizare și să solicităm prezentarea în termen de 10 zile a tuturor informațiilor care nu au fost prezentate. Noi constatăm că nu se îndeplinesc deciziile CSD-ului, care au fost adoptate încă în 2023. Deja suntem la mijlocul 24 și încă deciziile respective nu sunt executate sau noi nu avem informații. Al doilea subiect. Sunt probleme care au fost sesizate de CSD, probleme cu rezonanță mare în societate, inclusiv care implică cheltuieli de bani publici. Și noi iarăși nu obținem informația din partea lui Țurcanu. Și apare întrebarea. Țurcanu face chestia respectivă pentru că el nu vrea, pentru că el desconsideră CSD-ul care e votat de Parlamentul Republicii Moldova, sau sunt alte cauze. Dar ideea care este? Noi trebuie să punem punct la subiectul, la starea de lucru. Și unica pârghie care noi avem la etapa actuală este ce mai zice doamna Șlehtischi, să fie avertizat în conformitate cu punctul din codul serviciilor audiovizuale, prin care CSD-ul are dreptul să vină cu propunere de demisie directorului general, așa cum l-a numit, așa și să-l retragă, dacă nu se execută și nu se îndeplinește obligațiunile funcționare.